Revista Biz din Băneasa, ziua a doua. Mihai Baloianu, ședință făcută pentru numărul 200, cu Mirela Constantinescu, director de marketing la Xerox. Mersi. E normal sau e ceva nerecunoscut? Gabi Bârligă editează textele colegilor noștri pentru numărul 200 și Lumița face DTP-ul, adică pune în pagină toate textele pe care le editează Gabi. Cum merge? Greu. Get out of here. Ușor. Merita textul? Era... Poftă mare un video. Ce faci, Lumi? Bine. Cum te faci cu asta? Smile to me. După câte sunt? 50 de ore? Nu, 30 și ceva de ore? 30 ceva de ore. Da, 30 și ceva de ore. Da, un close-up. Ce faci acum? La ce editezi? La ce paginez? La ce paginez? Marius Ghenea. Ah, hai. Marius Ghenea va avea profil de antreprenor în numărul revistă. Alexandru Ardelean, domnilor și domnilor, foarte preocupat. La ce lucrezi? La știrile pe scurt. De la agenda. Agenda asta este făcută cu ultim anul, ca să aibă, practic, da, știrile. Cele mai noi știri. Nu scapi! Corina! Corina Coan, ce faci? Mă pregătesc pentru ultimul interviu din această seară. Cu cine va fi? Ali Ergen, de la Băneasa. A, parcă nu era în lista inițială, nu? A confirmat de curând. Uite că ne vrea! Super! Lore! Lore! Bagăci! Ce faci, Lore? Traductoresc. Loredana. Traductorescu a fost de curând, a avut o ședință foto și este unul... A avut interviu și acum edităm interviu. Este unul dintre oamenii biz. Departamentul abonamente. Departamentul abonamente, unul dintre cele mai importante departamente de la revista Biz. Ce faci, Gabi? Bine. Nu te întreb câte abonamente ai făcut în astea două zile. Mai bine. Ovidiu, parcă stăteai în capătul celălalt al redacției. Așa, dai un video. Și Mihai, care face videouri ca lumea, nu cum fac eu. Asta este aproape faza finală. Este un video, da. Clip, faimosul clip. E două ore de interviu. Am primit cadou de ziua mea. La prietenii mei, da. Dar există în România? Nu, l-au comandat de pe Amazon, de asta mi-a și venit cu două săptămâni după. Deci acum eu pot să fac webinari. Că oameni fac webinari cu flip. Nu-ți fă reclamă! Vorbesc serios? Că de calitate e ok, am înțeles. Este foarte bine. Toate videourile de până acum au fost puse cu camera asta. Mulțumesc, Ionuț, Cătălin. Marta! The most important person in the room!
Zi un cuvânt, stai unde fugi. Stai să terminăm. Ok.